Bine v-am găsit, copii curioși! Sunt Nicoleta Gâdea și în acest material vom realiza câteva experimente pentru a descoperi care dintre substanțele utilizate sunt solubile și care sunt insolubile în apă. Îmi place să amestec lucruri! Uneori merg în bucătărie, iau anumite ingrediente și le amestec pentru a vedea ce se întâmplă. Mă simt ca un mic cercetător în propriul laborator. Dacă amestecăm mai multe ingrediente, uneori vom observa că se pot întâmpla lucruri interesante. De exemplu, sunt cazuri în care amestecăm două ingrediente și constatăm că unul dintre ele nu mai poate fi observat. În alte cazuri, oricât am amestecat ingredientele, fiecare dintre ele poate fi în continuare observat. Haideți să amestecăm câteva ingrediente și să vedem ce putem afla despre ele. Pentru primul experiment avem nevoie de un recipient, pahar curat, o lingură pentru amestecat, mălai și apă. Punem apa în pahar. Acum punem o lingură de mălai și amestecăm. Ce credeți că se va întâmpla? Ce observați? Atunci când amestecăm foarte repede cu lingura, mălaiul se împrăștie în toată cantitatea de apă. După ce încetăm să amestecăm, observăm cum mălaiul începe să se depună pe fundul paharului, iar apa devine din ce în ce mai limpede. Deoarece mălaiul se separă de apă, spunem despre el că este insolubil în apă. Dacă folosim un filtru, putem observa cum mălaiul rămâne în filtru, iar apa se scurge în pahar. Acum să încercăm un alt tip de amestec. Avem nevoie de apă, pahar și lingură pentru amestecat. De data aceasta o să punem în apă o lingură de zahăr. Amestecăm la fel cum am procedat în experimentul anterior. Ce se întâmplă? Dacă amestecăm bine, zahărul, la fel ca și mălaiul, se împrăștie în toată cantitatea de apă. Însă, după un timp, constatăm că zahărul nu mai poate fi observat în apă. Pare că a dispărut. De fapt, zahărul este în continuare prezent. Vă puteți convinge singuri dacă gustați amestecul pe care l-ați obținut. Este dulce, nu? Zahărul este acolo, doar că nu se mai observă deoarece s-a dizolvat în apă. Spunem despre zahăr că este solubil în apă. Haideți să mai facem câteva amestecuri să descoperim și alte ingrediente solubile. Vom pune câteva picături de colorant alimentar într-un pahar cu apă. Observați că apa s-a colorat. Ce credeți că s-a întâmplat? Particulele de colorant alimentar s-au distribuit uniform printre particulele de apă. La fel se va întâmpla cu sucul, laptele, oțetul. Vom folosi un ingredient special, uleiul. Puneți ulei într-un pahar cu apă și amestecați bine de tot. Observați că oricât de bine ați amesteca, uleiul nu dispare. Dacă nu mai amestecăm deloc, constatăm că uleiul începe să se separe de apă și poate fi observat la suprafața ei. Ce putem spune despre ulei? Desigur, este un ingredient insolubil în apă. Așadar, am aflat din aceste experimente că există ingrediente solubile în apă, cum sunt sucul, zahărul, laptele, colorantul alimentar și ingrediente insolubile în apă, ca de exemplu mălaiul, uleiul, piperul. Experimentați și cu alte ingrediente din bucătăria voastră pentru a obține amestecuri. Apoi stabiliți care sunt solubile și care sunt insolubile în apă.
nu uitați! Faceți experimente doar în prezența unui adult. Eu sunt Nicoleta Gâdea și vă aștept și la alte activități interesante. Pe data viitoare!